știu câți dintre dumneavoastră citiți revista. Sper că sunt persoanele în seara care o citesc. Am să vă vorbesc astăzi despre una dintre cele mai traumatizante întâmplări din cariera mea profesională. O să fie greu, dar nu știu să o povestesc altfel decât retrăind-o. Așa că s-ar putea să fie o experiență hardcore și pentru dumneavoastră. Dar dacă tot trebuie să vorbim despre dinamica vieții, să vă povestesc pe bune cum e să cazi de la mare înălțime. A sărit cineva vreodată cu parașuta? Nu, pe bane nu mă trebuie, dacă cineva vrea să sărit cu parașuta. Anul trecut, în octombrie, de ziua mea de naștere, am primit cadou un salt cu parașuta. Îmi doream foarte mult să sar cu parașuta, așa că a fost o bucurie acest cadou. Când sari în gol, de la 3000 de metri, o senzație incredibilă. N-ai nimic, niciun reper în jur, o iei la vale, te arunci în hău. Și pentru că nu e niciun copac, niciun munte, nicio clădire, tu ești în cer și o iei la vale, dai senzația că plutești, că o iei în sus, că zbori. Nu e niciun punct fix după care să te reperi, să iei un reper. M-a impresionat foarte, foarte mult experiența asta. Așa că în numărul din noiembrie a revistei Tabu de anul trecut, am scris un editorial despre cum este să cazi de la înălțime, dar să se separă pe zbor, că plutește. Întâmplarea a făcut ca acel editorial să trebuiască să fie schimbat pe ultima 100 de metri, cu exact o oră înainte ca revista să plece la timpare. Pentru că colegii mei m-au rugat foarte tare să schimb și să anunț cititorii noștri că s-ar putea ca revista să nu mai existe în numărul din decembrie. Ca să înțelegeți cum s-a ajuns aici, trebuie să mă întorc puțin înapoi. În ziua de 19 octombrie, care e într-o lună. Duminica de dinainte, am primit un SMS de la unul dintre șefii mei. Pentru cei care nu știu, revista Tabu făcea parte din grupul Realitatea Cațară. Am primit un SMS de la unul dintre șefii mei, șeful diviziei de print, care m-a anunțat că a doua zi, luni, 19 octombrie, la ora 12, trebuie să fiu în sala de ședințe la o întâlnire cu el. SMS-ul nu prevestea nimic din catastrofa care urma, pentru că vinerea de dinainte avusesem o ședință de management cu toate departamentele implicate în producerea unei reviste, de la distribuție, vânzare, editorial, în care se puse o evaluare și rezultase că revista Tabu este cea mai profitabilă din trust, este cea mai de succes, deci suntem bine frumoși, minunați pe Everest. Am venit la ora 12 la întâlnirea cu șeful cel mare și tot ceea ce mi s-a spus biroul lui a fost du-te și spune la oamenilor tăi că numărul care pleacă acum la tipar este ultimul pe care noi îl publicăm. Vă mai plătim o lună, după care, la revedere, sunteți disponibilizați. Era din altfel cu tot. Mi s-a explicat că managementul, acționariatul, intenționează să renunțe la toată divizia print. Nu era o chestie că noi nu eram rentabili sau că noi nu eram buni, ci că pur și simplu toată divizia print pleca. Am plecat din biroul șefului de divizie și până la redacția unde noi ne aflam birourile, era un hol lung și tot încercam, făceam tot felul de pași mici, încercând să-mi construiesc un discurs în minte ca să pot să spun ceva onorabil colegilor mei care, odată cu revista aia, care pleca în două ore la tipar, erau fără loc de muncă. Pe la mijlocul drumului mi-am dat seama că mai am o soluție și m-am întors înapoi la șef, am dat cu ușa de perete, el s-a speriat, știți privirea aceea de bărbat care vede o femeie furioasă și se gândește, fac, ce mă fac cu ea? Și am zis, ok, dacă noi facem rost de bani, dacă putem, habar n-am cum, să mai scoatem un număr, ne lăsați să-l scoatem? El a respirat ușor, și a dat seama că nici nu vreau să arunc ceva în el, că nici nu o să vă spun părul din cap și a zis, da, ok, dacă voi puteți să mai scoateți un număr, e ok. Așa că m-am întors, i-am mai spus ceva șefului. I-am spus, ok, dacă facem dealul ăsta, putem să mai scoatem un număr, te rog frumos să scoatem un comunicat împreună, în care să nu spunem că revista moare, ci că iese din trust, căutăm investitor și noi lucrăm la numărul de decembrie. M-am dus în redacție, deja aveam un mesaj pozitiv. Le-am spus colegilor mei exact același lucru care era înțelegerea din comunicatul de presă. Ieșim din trust, căutăm un investitor, dar noi lucrăm la numărul de decembrie.
Sigur că în câteva secunde panica s-a instalat. A început căderea liberă. Când s-a cu parașuta, ca să mă întorc la experiența mea ca dorme, când s-a prima dată cu parașuta, nu te pune nimeni să sară un singur. Sare în tandem cu un instructor, ți se face un training, iar în momentele în care ție ți-e greu și te afli cumva pe un teritoriu nesigur, te agăți din instinct de cel de care stai oricum prins foarte bine. Colegii mei erau în cădere liberă. Am început să apară reacțiile dacă n-am mai am leafă decât o lună, de acum încolo, eu cu ce plătesc ratele? Câte salarii compensatorii ne dați? Nu eram pregătită pentru unul din aceste răspunsuri. Tot ceea ce mă interesase pe mine era să protejez brandul în primele momente. Așa că toți colegii mei erau în cădere liberă și deși căutau un punct de sprijin la superiorul lor ierarhic, cel care, de care trebuiau să se agațe, nu l-am avea. Eu nu eram pregătită pentru asta. Asta a fost prima greșeală pe care am făcut-o în ziua aia. Am încheiat ședința de redacție explicând că ok, o să lucrăm de mâine la numărul de decembrie, o să vă spun într-o zi sau două, după ce discut cu managementul, care sunt soluțiile compensatorii, dar în același timp o să fac prezentări pentru investitori ca să putem să mergem mai departe. Numărul din decembrie vă promit că o să-l scoatem. Și o să-l scoatem cu tot ceea ce vrem noi mai mult și ceea ce n-am putut să facem niciodată în anii de când lucrăm la tabu. După ce a plecat toată lumea acasă, a început căderea mea. Pe drumul către casă, am început să mă gândesc. Ok, de ce mă bag eu în toată asta? Am o carte de vizită, pot să mă las de ceea ce fac acum. Am un CV bun. Nu e nevoie să intru în coșmarul ăsta. Înainte de a lucra în tabu, lucrasem pentru Europa FM, făcusem parte din echipa care crease postul de Radio Europa FM. Reformatasem Radio 21 și lansasem Radio Guerilla. De fiecare dată când schimbasem jobul, o făcusem pentru că vroiam eu. Vroiam o nouă provocare, dar era în aceeași divizie. Niciodată nu mă aflasem în situația să n-am job. Acum eram în situația în care n-aveam job. Mai mult, eram într-o cădere pe care nu știam să o controlez. Și spre deosebire de colegii mei, care teoretic mă aveau pe mine sprijin dacă știam să diluiesc situația, eu ierarhic nu aveam pe nimeni sus. Nu exista trainerul de care să mă țin ca aterizarea să fie mai lentă. Așa că am ajuns acasă și am făcut ce face orice femeie când intră asemenea situație. Se pune pe plus. A doua zi, dimineață, n-aveam nicio idee ce să fac. Absolut niciuna. M-am dus la birou și uneori realitatea este mai crută și mai specială decât ne putem imagina noi. Când am ajuns la birou, una dintre colegele mele plângea în hohote. O noapte înainte, tatăl ei avusese o gravă problemă de sănătate și după investigațiile medicilor, rezultase că trebuie să fie operat de urgență în străinătate, iar asta însemna foarte mulți bani și foarte rapid să fie obținuți. Dintr-o dată, problema noastră că s-ar putea să mai avem locuri de muncă nu mai era atât de importantă, era ca o furnică pe lângă elefantul care era. Cum o ajutăm pe colega noastră ca să-și salveze tatăl? Ne-am gândit să facem o licitație caritabilă în care să luăm obiecte de la vedetele care ne sunt prieteni, pentru că asta ne-i meseria noastră, ca să strângem bani cât mai repede. Am făcut-o pe blogul meu, am demarat-o chiar în ziua aceea pe blogul meu. Și atunci a fost un lucru extraordinar. Și acum cred că întâmplarea aceea, care era tristă, care s-a rezolvat cu bine, dar în momentul ăla era tristă, într-un mod paradoxal ne-a ajutat. Pentru că eu, o altă greșeală de manager, nu mă gândisem în momentele alea cum să-i motivez emoțional pe colegii mei, cum să rămână uniți într-o situație de criză. Am avut această problemă, această situație, și ea ne-a unit. Pe de altă parte, răspunsul vedetelor, care știau deja de problema noastră, de problema revistei, nu
a colegii noastre, a fost incredibil. Știu că nu ne pot ajuta cu revista, dar dacă își dădea un obiect pentru noi, ne arătau că le pasă. Asta a ajutat foarte, foarte mult echipa și a motivat. În același timp, în aceea zi, am decis că dacă e să facem un lucru care chiar să ne placă, hai să ne facem pictorialul principal al revistei cu toate persoanele care ne sunt nouă drage și care, dragi, și care au lucrat cu drag pentru noi de-a lungul celor 7 ani de cât exista tabu. Am vrut să facem o glumă, să reinterpretăm, dacă era să facem un lucru tabu, pe care să-l comenteze multă lume, putea să fie ultimul pictorial pe care făcea vreodată revista, să reinterpretăm tabu religioase într-o manieră fashion burlesc. Așa a apărut cina cea de taină, un coșmar logistic, pentru că au fost fotografiate 13 persoane simultan, au fost echipe duble de make-up artiști, de hairstyliști, de asistenți, de vedetelor, toată lumea avea filmări, trebuia să facem repede, să ne încadrăm într-un program. La momentul ăla a apărut realizabil. Astăzi, dacă i-aș ruga pe colegii mei să mai facem o asemenea ședință foto, s-ar uita zâmbit ironic la mine și mi-ar spune, știe că îmi simt gigașul de ea. Dacă erai foarte motivat și când eram cu toții foarte motivați și ne doream să arătăm că se poate, s-a putut. Mesajul pe care am vrut să-l transmitem cu această ședință foto a fost că deciziile mari, importante, judecățile, uneori se iau cu ironie. De-aia actorii erau îmbrăcați, vedetele erau îmbrăcați în clown. Între timp, a doua zi, am început să fac, așa cum promisese colegilor mei, prezentări pentru investitori. Cifrele noastre erau foarte bune. După cum vă spusese, fusesem evaluați cu doar 3 zile, 4 zile înainte. Și aveam niște cifre foarte, foarte bune. Au apărut imediat investitorii, nu era o problemă. Aparent, n-a mai apărut o problemă. Încă de la prima întâlnire, eu, una, am știut cam cine mi-aș dori să ne fie alături. Doamna cu care ne-am întâlnit în prima întâlnire, la sfârșit știa de campania noastră și ne-a făcut o donație foarte mare pentru colega noastră. Și ne-am gândit, ok, e minunat, e genul de om cu care noi am vrea să facem echipă. Întâmplarea face ca astăzi, nu depindea de noi cui decidea managementul să dea revista chiar dacă noi găseam investitori. Se făcea un business. Întâmplarea face ca astăzi patroana și publisherul nostru să fie fix această doamnă. Se numește Brătușa Blanca, are o agenție de publicitate în București care se numește DBV Media House. Dar, întorcându-mă la zborul cu parașuta, când începi, când faci primul salt, trainerul îți explică o mulțime de lucruri. Cum o să te țin aici, că ești prins în 4 puncte, că totul e sigur, că ești happy, n-o să fie nicio problemă, nu depinde de tine când se deschide parașuta. El e acolo. Te roagă însă doar ca la un anume moment, când el te bate pe umăr, tu să atingi mâinile în față, ca și cum ai dormi pe burtă, pentru zborul acela cu care suntem obișnuiți din filmările când vedem parașutiștii în zbor. Am zis, da, ok, e simplu. Pot să fac chestia asta, nu o să fie nicio problemă. Numai că în aer, la viteza pe care am atins-o și am umflat apoi, că în cădere liberă am avut 190 de km la oră, aventura de a întinde mâinile în față n-a mai fost un bisechic. Un lucru foarte ușor. N-am știut să aproximez forța pe care trebuie să o pun curentului de aer ca să poată să stea mâna stabil în viteza care era și curentul și tot. Mi-a luat câteva secunde și l-am încurcat pe antrenor. Doar că el era obișnuit cu lucrul ăsta și știa că, de obicei, oamenii la primul zbor pățesc acest incident. Experiența însă m-a învățat pe mine că trebuie să ai un antrenament al căderii.
că nu poți să aterizezi cum trebuie și să ai un zbor frumos dacă n-ai un antrenament al căderii. Numai că în viață, în salturile importante și spectaculoase, n-aveam antrenori. La una distanță, astăzi, după acest experiment, am rămas cu câteva lucruri. Nu mai îmi este frică de cădere. Știu că trebuie să exersez, dar la fel de bine știu că nu pot să zbor perpetu. În orice, de fiecare dată când aflu că un om are o problemă, o cunoștință de-a mea, oricât de ocupat aș fi, oricât de stresată, în orice colț de țară aș fi, în orice colț de lume aș fi, îi trimit un mesaj prin SMS, prin mail sau prin telefon, pentru că știu cât de important a fost pentru mine mesajele de încurajare din momentele alea. Mi-am propus să construiesc și am început de anul acesta un sezon de internship, un program de internship, care nu este un internship obișnuit, vii și stai în redacție și înțelegi cum se face meseria. Este om la om cu mine, adică acces la tot ceea ce înseamnă business de o revistă de presă, de o revistă de femei. Și am învățat că oricât ar părea de ciudat căderea, oricât ar fi ea de mișerioasă, uneori este un zbor în sus. În ciuda tuturor necazurilor noastre, am rămas revista numărul 1 și în audiența. În toate clasamentele de audiență nu o să intru în detalii tehnice. Și în afară de asta, un lucru pe care l-am promis mie, nu l-am respectat încă pentru că am avut o vară aglomerată, dar sper să o rezolv în vara următoare, să fac o școală de parașutism, ca să învăț să deschid singură parașuta când trebuie. Vă mulțumesc!